Hei lume! Eu sunt Little John și astăzi, da, o să vă învăț cum să aveți shader și Optifine în același timp și, în general, cum să aveți un shader pe Minecraft 1.7.2. Plus că vreau să vă arăt și, și un shader pack, un shader pack, nu un shader pack, o arhivă de shader pack-uri. Bun, ce faceți prima dată? În descriere aveți un link către Mediafire, către un fișier numit Shader. shader.rar. Îl domnule dați. Eu l-am, oricum are doar 4 gb și extrem de puțin. Bun. Și veți avea așa, veți avea acest fișier numit shader. Intrați în el și pur și simplu stați să dau și eu. Și dați extract here. Bun. Deci extrem de puțin durează, toate aceste operații. Bun. Bun. Deci, voi trebuie să vă porniți Minecraft-ul. Și să downloadați versiunea de Minecraft 1.7.2. Puteți să o faceți cu launcher-ul oficial de Minecraft sau puteți pur și simplu să luați cu minecraft Revenind, vă duceți undeva la Edit profil și vă faceți eventual un nou profil sau le editați pe cel actual cu Minecraft 1.7.2. Bun, presupunând că ați deschis deja o dată Minecraft-ul cu 1.7.2, adică după ce ați deschis o dată, vă duceți și în acest folder, folder cu shader dați pe install Forge 172 pana mea, pana mea. Bun, și dați install client. Aștepta să se facă. Bun. Eu v-aș recomanda să dați de două ori, deși normal doar o dată trebuie dat, dar eu am puțin de multe ori să se întâmple asta. Acum vă duceți în apă pe data. Și o să aveți fișierul.minecraft. Da? Dați new și folder. Poate aveți sau poate nu, dar eu v-aș recomanda să, vă aveți, a, să aveți acest mod. Dacă l aveți, nu -l mai faceți, dacă nu-l aveți, faceți-l. Și băgăm aceste două mod. Mod folder și aveți un 172 Optifine și un Shader Mod Core. Și în folderul principal .minecraft să puneți Shader pe x ul Bun, eu acum nu o să mai stau să o să vă arăt ce trebuie să faceți după ce ați instalat. Vă duceți tot aici la Edit Profile și vă asigurați că rulați 172 Forge. Bun, revenim un moment. Bun, și era să-mi blochez tot Minecraft-ul acum din cauza. din cauza. la totul. Acum. Bun, facem o lume nouă, rapid, rapid, dar o să am o grămadă de lag. Bun. Bun, și am revenit. Acum am foarte puține FPS-uri și totul e anormal pentru mine. Dar, în fine, să vă arăt. Da. Bun. Cum activăm shader-ul? Vă duceți la shaders. Și, pentru cei care aveți un calculator mai slab, vă recomand aceste setări. Bun, aici aveți shader pack ul e un shader pack foarte diversificat. Eu, cele care îmi plac mie sunt astea cu hexagon, green life și creepox the most. Bine, voi o să vă puteți adăuga mult mai multe, da? Bun, și așa arată shader pack-ul și v-am zis că am lag. Ha. Huh. Cam ăsta a fost episodul de azi.